La bună vedere, doamnelor, domnilor, bun găsit la ediția de astăzi a Curierului Politic, ediție în care ne reîntâlnim după ceva timp cu președintele Partidului Neamul Românesc, domnul Ninel Pea. Bună ziua, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați dat curs invitației. Mulțumesc mult, sănătate multă tuturor argeșenilor și muștelearilor. Și în același timp vreau să vă spun că la Blocul Suveranist Român, unde sunt și copreședinte în calitate de președinte al Partidului Neamul, lucrăm în acest moment la finisarea programului de guvernare al suveraniștilor români. V-aș propune să începem cu începutul, domnule președinte. O întrebare la care mulți au încercat să dea răspunsuri, alții le-au căutat singuri și ceață tot este în continuare. Cui folosesc alegerile comasate, domnule președinte? Alegerile comasate folosesc PNL-ului, de fapt fostului PDL, care s-a infiltrat, a cangrenat și în acest moment transformă în moarte clinică acest partid istoric PNL. Pentru protecția și promovarea și menținerea pe funcțiilor a acelor indivizi care au făcut parte din postul PDL, adică băsiștii, ca să înțeleagă oamenii ce înseamnă asta, s-a făcut această comasare. Această comasare s-a făcut la comanda unor entități asociative externe care au ca și agenți de influență în România, în politica românească și în economia românească, pe acei foși pedeliști sau asociați pedeliști care au distrus efectiv economia României, au scos la mezat independența României și, după cum știe toată lumea, au acceptat orice aveți, fel de... Aveți și dovezi, domnule președinte, că așa sunt unii care spun că agenți de influență are și Rusia în România. Da, avem, să știți că toți au agenți de influență în România, fie Rusia, fie America, fie Franța. Suntem țară ospitalieră. Da, și, dar am dovezi și când doriți sau dacă cineva vă ceartă, le pot pune la dispoziție fără niciun fel de problemă. Ca să dau numai un singur exemplu, după cum ați văzut, menținerea unor agenți de influență se face prin constrângerea lor datorită unor informații pe care le au aceste entități asociative externe. Traian Băsescu, fostul președinte al Republicii, a executat la timp și întocmai orice cerință venită din afara țării de la aceste entități asociative externe. Și după cum știți, abia după ce n-a mai fost președinte al Republicii, s-a dovedit în instanță că, de fapt, Traian Băsescu, președintele Republicii, a fost turnător la securitate și nu putea să fie președintele Republicii. L-au șantajat cu acest lucru și vreau să le reamintesc tuturor politicienilor români care mai fac pact cu diavolul, mai fac pact cu diferite entități asociative externe și devin agenților de influență în detrimentul României, al bugetului de stat și al românilor, dar se preconizează și al dezmembrării României, că după ce aceste entități asociative externe nu mai au nevoie de ei, îi trimit la groapa de gunoi a istoriei, ba chiar le arată și pisica, așa cum i-au arătat lui Traian Băsescu. Acum, ați pomenit puțin mai devreme că sunteți și copreședinte la nivelul de conducere în Blocul Suveranist, da? Da. Ei bine, vă întreb pe dumneavoastră, cum văd celelalte partide membre în Blocul Suveranist actualul joc politic, mă refer la comasarea acestor alegeri? Chiar ieri, miercuri seara, am avut o ședință foarte importantă a liderilor Blocului Suveranist Român și am constatat cu stupoare că această comasare a alegerilor dintre cele două partide aflate la guvernare cu... pentru europarlamentare și locale, nu înseamnă decât perpetuarea unor oameni la guvernare care nu au absolut nimic înclin și mânecă cu țara. În același timp, stabilirea alegerilor prezidențiale în luna septembrie, defalcate de cele parlamentare, ei cred că le va da un atu și își vor pune președintele pe care îl doresc străinii. Să știți că președinții din România nu au fost puși prin alegeri, ci au fost puși la masa verde. Nu am spus eu și am dovezi, domnul
Liviu și dragi argeșeni și mușeleni, domnul președinte Klaus Werner Iohannis, președinte al Republicii România, din acest moment a spus cu subiect și predicat la una din interviurile date la televiziune mainstream că președinții, și citesc, președinții nu se aleg de popor și sunt puși în urma unor negocieri cu ajutorul serviciilor secrete. Nu m-am spus eu, a spus președintele Republicii Klaus Werner Iohannis. De aceea ei vor primi în plic viitorul președinte al României, susținut de PSD și PNL, pentru a candida la alegeri. Acum, așa cum a venit... mă iertați că poate vă întrerup șirul narațiunii, dar când spuneți ei, pe cine aveți în vedere? Fiindcă am înțeles până acum că de 34 de ani alții au hotărât pentru români, alții ne-au condus din afara granițelor țării și acum jocul parcă s-a mai înviorat puțin. Adică a apărut BRICS-ul, a apărut și alții jucători care revendică un rol de prim plan. Și nu pot să nu te întreb, mă, care ei? Ei americanii lui Biden, ei americanii lui Trump, ei chinezii lui Xi, ei rușii lui Putin, care ei? Ei izraelienii lui Netanyahu, care ei? Nu. Ei ai lui Ursula von der Leyen? Nu. Există o chestiune transpartinică și transnațională și globală, care se numește globalism. Și progresism, și pus în aplicare prin progresism și ONG-urile de resort. Bineînțeles, toate acele proiecte, programe și soluții venite din afară și comenzi, bineînțeles, sunt prima dată gândite în laboratoarele unor servicii secrete străine și aceste servicii secrete străine pun în aplicare prin oamenii pe care au infiltrați în diferite state. Adică și prin serviciile secrete din țările partenere, putem să zicem, nu? Automat, dar eu am declarat cu subiect și predicat că SRI și SIE, Serviciile Secrete Românești, au devenit doar niște anexe de la Vaslui și de la Bacău ale FBI și CIA prin impunerea unor oameni. Păi, dar e rău sau e bine? Pentru că știu că este acolo sunt pretenții mari financiare și dacă sunt... Da, în subordinea altora de afară, înseamnă că aceia plătesc. Noi scăpăm de o cheltuială, nu? Greșit, domnule. Greșit, pentru că vă dau un singur exemplu. De exemplu, FBI, care înseamnă omologul Serviciului Român de Informații. La a fost șeful acestui serviciu, da. A descins pe la București un pic. Da. Deci FBI la o țară atât de mare și cu peste 370 de milioane de locuitori în Statele Unite, are în jur de 8.000 de angajați. Serviciul Român de Informații are în jur de 12.500 de ofițeri, ca să înțelegi la o țară așa de mică. Și atunci, conform tratatelor de aderare și tratatelor de prietenie și cooperare, la nivel național, dar și între servicii, trebuie să ne punem la dispoziție toate informațiile pe care le deținem, că suntem totuși parteneri. Numai că aici nu se aplică dictonul de egalitate. Și atunci ofițerii noștri strâng informații, fac analize de tip osin-sigint, humint și așa mai departe și apoi le pun la dispoziție partenerilor conform tratatelor și convențiilor. Dar nu există și reciprocitate? Ei, tocmai asta e, că nu există. Dacă tot pierdem să câștigăm ceva, nu? Nu câștigăm nimic. Nu există reciprocitate. Normal ar fi să primim și reciprocitate, dar din păcate, de exemplu, CIA slujește companiilor multinaționale și companiilor, de exemplu, americane. Este foarte logic. Numai că am putea face business-uri foarte bune noi ca români, cu americanii, cu englezii, cu francezii, cu oricine din lumea asta, dacă politicienii ar fi tare, dar eu vă spun că am fost în multe funcții publice de răspundere în statul român, alese sau numite, și
Am constatat cu stupoare că, de fapt, în momentul în care se mergea într-o delegație, de exemplu, în afară, toți tăceau din gură și așteptau ca cineva să le spună ce trebuie să facă. Ei primeau, de fapt, turistul, mergeau în vacanță și semnau. Eu, de exemplu, după cum știe toată lumea, nu am fost genul acela de parlamentar sau de oficial al statului român, ci eu chiar m-am gândit înainte ce să le cer acelor parteneri străini. Și chiar l-am cerut multe, pentru că să știți că ei chiar m-au spus, domnul pe ea, nu ne cer. Că dacă ne-ar cere, am discutat fără niciun fel de problemă. Și atunci, dacă nu ne cer nimic, ei așteaptă, noi le punem pe masă ceea ce avem. Înțelegeți? Deci e o problemă mare de leadership. De leadership, pentru că, după cum ați observat, marea majoritate a politicienilor din funcțiile publice de răspundere, fie că sunt miniștri, parlamentari, ambasadori și așa mai departe, au devenit politicieni sau funcționari, fără coloană vertebrală, politicianul sau funcționarul de tip moluscă, care așteaptă doar să-i spună, așteaptă, domne, aștept să-mi spună SRI-ul ce să fac, să-i trimită o notă. Și atunci el, de frică, fiind paralizat datorită acțiunilor statului paralel... Așteaptă asta dacă nu e chiar de acolo. Să știți că asta e o gogoriță, o poveste. Este o poveste, nu e chiar de acolo. Să știți că folclorul popular este dezvoltat. Românul are o artă în a dezvolta acest folclor. Păi măcar acolo să ne dezvoltăm, da. Și noi, domnul. Pe timpul lui Ceaușescu, toată lumea vorbea în șoaptă. Să nu ne audă, să nu vorbim, să nu cutare. Acum a ajuns această fantomă mult mai mare și asta din cauza unor trădători de neam și țară gen... Coldea, gen Chioveși și așa mai departe, ca să nu enumăr toată lista. Și să nu fie nevoie să dați, să prezentați dovezi chiar pentru toți, nu? Da, sigur că da, dar le-am prezentat de multe ori. Eu vă dau exemplu în calitate de... Acum, această... Un pic, e foarte important ca să spun și dovada. Vă rog. În calitate de secretar al Comisiei Juridice, Comisia de Juridică și de Imunități din Camera Deputaților, să știți că funcția de secretar al acestei comisii foarte importante din Parlamentul României este enormă. Fără semnătura secretarului comisiei, nicio lege, da, absolut nicio lege, nu poate merge la birou permanent și de la birou permanent la cameră în plen pentru a fi supusă votului. Și vă dați seama că eu, în calitate de secretar al Comisiei Juridice, am văzut toate dosarele DNA-ului condus de infama criminala. Și o spun cu subiect și predicat și poate să mă dea în judecată, criminala neamului românesc, Laura Crăduțea Chioveși, prin care a avizat trimiterea în judecată și punerea în genunchi a multor politicieni români care aveau ceva de spus și totuși puteau să facă față unor negocieri cu cinste pentru România. Prin această acțiune... Puteți să-mi dați câteva dosare, nume? Stați un pic. Și acele dosare pe care le-am văzut, vă dau... Două dosare, da? Elena Udrea și Sebastian Ghisă, da? Pentru că această comisie juridică trebuia să dea avizele de arestare pentru a fi arestat sau nu. De exemplu, la Elena Udrea, cu toate că această femeie a făcut un rău României imens, imens, a avut atâta putere și ea a crezut că este intangibilă și nu contează câți vor merge la pușcărie, câte destine și familii și oameni distruși vor fi. Și, dar în acel dosar, credeți-mă că eu n-am văzut absolut nicio dovadă, niciuna că este vinovat. La Sebastian Ghiță, la fel. Nu am văzut absolut nicio dovadă că este vinovat. Toate acele dosare au fost făcute de statul paralel, sub îndrumarea și colaborarea unor ofițeri ai SRI conduși și fiind slujile, bineînțeles, lui Florian Coldea, care de fapt a fost un individ care a ascultat și a executat la timp și întocmai toate informațiile, toate comenzile venite din afară. Aș mai vrea să punctez și înainte să puneți întrebarea următoare. Numai târziu de ieri, domnul Gigi Becali, și credeți-mă că este vecinul meu și am încredere în ceea ce spune, și mi-a fost coleg și deputat în Camera Deputaților, a spus cu subiect și predicat ieri sau alaltăr la emisiunea Alexandrei Păcuraru,
care face emisiunea România Suverană, o emisiune superbă și decentă, care spune lucruri pe nume, la Realitatea plus România TV, a spus Gigi Becali din felul următor. Traian Băsescu nu aproba lista de arestări, dar el nu întocmea lista de arestări, dar el aproba această listă. Și această listă era făcută de SRI-ul sub comanda lui Florian Colda. Păi vă dați seama că aici este un abuz inimaginabil asupra țării, asupra democrației. Au distrus destine. Asistăm cu stupoare că zeci și zeci și sute de oameni care puteau să facă bine pentru țară au fost condamnați și apoi s-a pierdut la CEDO și după aceea, bineînțeles, au... Prin această declarație, credeți că domnul Becali, care a mai avut ceva tangențe cu scena politică, încearcă să se poziționeze cumva sau să se repoziționeze? Nu, credeți-mă, Becali este ca apa sfințită. Becali e ca un copil mic, ingenu, care se joacă cu lopățele și cu găletușa de nisip, face un castel pe malul mării frumos, extraordinar, se bucură și apoi începe să plângă când vine un val mai mare și dărâmă castelul. El nu-și dă seama și nu poate, nu are capacitatea, cu tot respectul, să vadă cine sunt adevărații dușmani ai României. Dacă îmi aud... să spuneți și acest aspect, îl povestiți, noi câtă greutate să atribuim spuselor domniei sale? Spusele acestea sunt adevărate, credeți-mă. În momentul în care spune ceva pe acest domeniu, el nu spune din cărți, ci spune, pentru că având, e fiind un om de afaceri, primește informații tot timpul, le analizează, le trece prin sita lui, așa cum este mai mare, dar este... Ca în Miorița, domnul. Da, se duce în mijlocul oilor și acolo încep să-i vină informațiile. Noi, români, noi, politicienii, cei care mai iubim țara asta, cei care simțim în inimă, în suflet, că suntem români, avem o singură frază, o singură sintagmă. Haideți, dragi români, haideți, dragi mușeleni și argeșeni, să redăm România românilor. E, până va fi poate îndeplinit acest deziderat, acest îndemn, aflăm că transportatorii și fermierii care au mai protestat pe la București anunță că își vor relua protestele. Glumiți. Nu glumesc. Și asta nu singure, alături de taximetriști, ați văzut și dumneavoastră. Da, sigur că da. Poștașii, la fel, făceau vorbire în câteva zile prin reprezentanții lor că sunt nemulțumiți și vor deschide și ei la rândul lor o serie de proteste. Dragi români, domnul Liviu, dragi argeșeni, dragi mușeleni, nu a existat în România în ultimii 34 de ani niciun protest care să nu fie controlat din punct de vedere politic și care să nu încerce să obțină avantaje politice. Marea majoritate a protestelor au fost controlate și accesate de diferite medii. După cum ați văzut la protestul, bineînțeles, toate sunt credibile și toate sunt susținute. La protestul taximetriștilor, format, a fost organizat de 7 asociații patronale, era și un domn din Cluj, care era vicepreședinte la Asociației Taximetriștilor din Cluj, și eu eram chiar în direct la emisiunea România Suverană, care transmitea din acea locație, din fața Palatului Parlamentului sau Casa Poporului, cum o știu toți oamenii, și acest individ a venit cu un tupeu inimaginabil, amenințând și chiar agresând verbal, mai avea puțin să agreseze și fizic, pe domnișoara care era prezentatoarea acestei emisiuni în acel moment. Mi s-a părut de prost gust și imediat mi-am dat seama, am văzut, când m-am întors, am și o pregătire, știe toată lumea, m-am întors în mulțime, am văzut la 10-15 persoane, câte un individ
care era de fapt controlor și care dădea la un, știți cum e în scrisoarea ta aia, la un semn deschisă-i calea și se apropie de cort. Dar aici nu era un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port, ci erau cei care erau puși să controleze acel meeting într-un anumit sens. Și acel domn striga în gura mare că nu permite, adică cine e el să zică că nu permite, să se facă emisiuni în care sunt și oameni politici. Dar oare el nu știe că nimic nu se poate rezolva în România fără politică și oameni politici? Ca să aflăm imediat, după peste 10 minute, că acel domn a mai candidat la funcția de consilier local din partea Mișcării Liberale la Cluj, era din Cluj, și acum și-a făcut un partid sau o mișcare, Mișcarea Clujenilor sau Partidul Clujenilor, să candideze la funcția locală la Cluj. De fapt, este o unealtă a unora care doresc ca aceste proteste să fie duse în derizoriu și oamenii aceia care muncesc, cum sunt zilnic, pe bani puțin, taximetriștii, să nu primească nimic. Așa a fost și cu agricultorii. Agricultorii noștri au stat pe margine, au fost, păi credeți-mă că dacă erau 200 de tractoare și încercau să intre în București, nu puteau să intre. Nu i-am văzut și eu pe ei, pe acești agricultori, cu putere, voință și coloană vertebrală să meargă în Piața Victorie, să meargă la Cotroceni și să înceapă să arunce pe gardul Cotrocenilui 20-30 de mașini de balega. Atunci, da, cu adevărat, își strigau drepturile, pentru că, după cum vedeți, nu se poate rezolva, nu îndemn la violență, Doamne ferește, dar nu se poate rezolva doar prin demonstrație, așa zis, pașnică, dar trebuie să mai ai și anumite artificii, așa cum fac și politicienii, destul de mult, artificii politice, vă mint cu televizorul, vă spun că vă vor da, vă vor face, vă vor dege, dar vedeți că ei susțin companiile multinaționale, întotdeauna și la timp și întocmai. Să știți că noi avem în programul de guvernare al blocului suveranist român, din care și face și parte și Partidul Neamul Românesc, o chestiune foarte importantă pentru a avea o creștere economică și pentru ca să asigure o bunăstare mai mare pentru cetățeni. Această creștere economică se bazează în primul rând pe creșterea salariilor și pensiilor. Cum putem să facem asta? Și o să ziceți, dar de unde crește salariile și pensiile? Păi credeți că o multinațională care are, de exemplu, multe magazine de retail ar mai plăti doar 500 de euro salariu, 600, când salariul pentru o femeie, să zicem, cu toată stima, de serviciu la o întreprindere, la o instituție de stat, să zicem o agenție, agenția de mediu din Argeș, ar fi plătită cu 1000 de euro? Nu. Atunci și ei ar trebui să mărească valorile, salariile. Și credeți-mă că această creștere economică bazată pe creșterea veniturilor, combinată cu o creștere economică bazată pe cerere, automat, va duce la o creștere economică a produsului intern brut de peste 10% în următorii 10 ani de zile. De fapt, noi nu inventăm roapta. Nu trebuie să inventăm. Ne uităm cum au avut chinezii creștere economică de 10, 15, 20% timp de aproape 20 de ani de zile. Doar că noi am făcut acest program de guvernare foarte dinamic și adaptat cerințelor, bineînțeles, Uniunii Europene și cerințelor democrației. Pentru că, în primul rând, trebuie să determinăm cererea. Cum putem să determinăm cererea? Mărim veniturile cetățenilor. Și atunci, să zicem că un inspector la Agenția de Mediu, la Protecția Consumatorului sau la Inspectoratul de Construcții din Argeș, de acolo, care are un salariu de 3-4 mii de lei, îl facem 10 mii de lei. Și o să ziceți, domnule, de unde aveți bani? Păi nu avem bani, pentru că acei bani vor intra în economie să cumpere produse și servicii
de la companii și acele companii vor produce mai mult și automat bugetul de stat va încasa mult mai mult și va avea banca să plătească acele venituri. Deci această creștere a ponderii salariilor în venitul național va duce, domnul Liviu, la creșterea consumului, dar în același timp va crește investițiile și exporturile nete. De ce va crește investițiile și exporturile nete? Vă spun eu, și companiile din afară, multe, nu alea multinaționale care sunt stăpâni de sclavi în România, companii care produc de la, eu știu, mâncare, haine sau altceva, vor veni aici pentru că au o piață de desfacere la prețuri corecte și vor avea și supraproducție care va fi exportată. Și vedeți că în felul acesta va crește și exportul. Să știți că salariile, productivitatea și oferta reprezintă esența acestei teorii a blocului suveranist român. Pentru că noi vom dezvolta la blocul suveranist român și tot acest program a pornit de la Partidul Neamul Românesc cu precădere în jurul efectelor distribuției, domnul Liviu, a veniturilor asupra cererii agregate, completând o colecție de idei și ajustăm oferta. Este foarte simplu, e o chestie teoretică, dar a fost pusă și în practică în multe alte țări. Și atunci, de ce să nu aplicăm acest lucru? Să știți că avem o mare problemă cu forța de muncă în acest moment. Vă dați seama că în momentul în care Partidul Neamul Românesc și Blocul Suveranist Român vor ajunge la guvernare și vor implementa acest program de guvernare, datorită faptului că mulți români sunt plecați în afară, aproape 5 milioane de români, și marea majoritate din ei, cam 60%, sunt activi în câmpul muncii, vor spune în felul următor: dom'le, dar de ce să mai rămân eu aici în Spania pe 1500 de euro pe lună sau 2000 de euro pe lună și voi cheltui pe chirie 1000 de euro și rămân 1000 de euro când pot să merg în România să muncesc în domeniul meu pe 1500 de euro, nu 2000 de euro, dar nu am chirie pentru că am casă, știți și dumneavoastră, că românii sunt în proporție de 93-94%. Păi da, să merg în România, dar în România dacă găsește locul ocupat de unul din Zanzibar, de exemplu, sau din Nepal. Nu, să știți că în acest moment nici ăia din Zanzibar și ăia din Nepal, pentru că nu există. Care muncesc pe 500 de euro și nu e o forță de muncă calificată, nu acoperă piața forței de muncă din România. În acest moment avem un deficit. Deci firmele caută nebunite peste 100.000 de oameni calificați în diferite domenii, nu neapărat de înaltă calificare. Noi trebuie să schimbăm două lucruri. Unu, prin creșterea salariilor în funcționarilor plătiți de la bugetul de stat, vom forța companiile multinaționale să mărească salariile la același nivel, pentru că nu vor avea forță de muncă. În acel moment se vor produce două lucruri. Unu, românii noștri se vor întoarce acasă, pentru că ei iubesc țara. Ei merg acolo să muncească ca să-și țină familie, dar s-ar întoarce imediat mâine și avem un sondaj făcut de opinie și un studiu la nivelul Partidului Neamul Românesc, bineînțeles că l-am pus la dispoziție Blocului Suveranist Român, prin care 70% din românii apți de muncă și în câmpul muncii s-ar întoarce imediat dacă ar avea un salariu care să le permită să trăiască decent. Și acest salariu, conform studiilor pe care le-am făcut, este în jur de 1500 de euro net pe lună. Pentru că atunci va compensa salariul de 2000-2200 de euro net pe care l-au în Spania. Cum putem să facem asta? Trebuie să introducem venitul global. Adică dumneavoastră sunteți salariat, domnul Liviu, și vă ia cam 48% din venitul salariului brut, vă ia statul. Nu! Domnul Liviu, în America nu există așa ceva. În Statele Unite. Trebuie să ne uităm, nu trebuie să inventăm roata. Acolo, dumneavoastră, cât câștigați pe an, se socotește. Dumneavoastră câștigați, să zicem, 2000 de euro, dar de fapt vă rămân 1000 de euro în mână, da? Nu, dumneavoastră câștigați 2000 de euro,
ori 12 luni câștigați 44.000 de euro și apoi, la sfârșitul anului, depuneți o documentație la organele fiscale și vă va scădea anumite cheltuieli, pentru că dumneavoastră, ca să aveți acel venit, ați avut cheltuieli. Ați avut cheltuieli. Și salariile și taxele sunt mult mai mici. Da? Și atunci, de ce să nu facem și noi ca americanii să taxăm mai puțin, dar de la teoretic, mai... Teoretic așa poate să fie, sau așa ar trebui, mai că practic vedem că iată, sunt instituții ale statului care zic așa, domne, noi nu putem să contribuim la eradicarea sau la micșorarea evaziunii fiscale pentru că nu avem siguranță, dați-ne și nouă un pistol. Da, asta înseamnă că sunt oameni mici și oamenii ăștia mici la suflet și fără experiență sunt puși acolo pe susținere politică, în mod special pentru a nu face nimic și a bloca orice inițiativă importantă. Să știți că... Și cum ați văzut că domnul Ciolacu, domnul premier în exercițiu, stă bine la cultură generală, ca să zic așa, imediat s-a gândit la un fel de John Wayne, da? Care încalecă pe un cal putere și trage după tirul cu nu știu cu ce. Acum, mai devreme, spuneați că agricultorii români nu au făcut gesturi de genul să ducă, să facă o donație la Cotroceni, nu știu, câte camioane cu bălegar. Păi, sunt oameni destoinici, domnul Pea. Au zis, domnule, dacă și aici să dăm degeaba, atunci unde îl mai vindem? Ăla e un îngrășământ natural. Ăștia de aici măcar au bani să dea banii pe îngrășământul natural. Poate avea nevoie și Claus Werner Iohannis, președintele Republicii, de ceva îngrășământ natural, să mai crească iarba și la Cotroceni, floricelele ghiocei, că am trecut săptămâna trecută pe acolo și arăta atât de urât, credeți-mă, încât nu... Acum sunt ocupați, n-ați văzut că sunt ocupați cei din subordine și nu numai, cu un nou imobil. Vedeți un paradox. Acest președinte al României și-a început mandatul, dacă ne mai aducem bine aminte, cu un scandal despre casele domniei sale. Acum se apropie de finalul celui de-al doilea mandat și iată, reizbucnește un scandal care îl aduce în atenția publicului tot printr-un imobil. Se spune că se pregătește pentru domnia sa când nu va mai fi președinte. Nu e numai unul. Ei ca să facă o diversiune. Pentru că, de cum ați văzut, președintele Republicii iubitor de vacanțe... De păi călători. Diversiunea asta ca să fie pentru cine, domnule? A fost... Ei au crezut că e o diversiune. Ei au introdus în renovare de lux trei imobile deținute de statul român prin REAPPS, pentru că trebuie să înțeleagă cetățenii că acele imobile sunt proprietatea noastră a tuturor. Și domnul Claus Werner Iohannis a considerat că după ce iese din funcția de președinte, bineînțeles conform legii are dreptul la o casă de protocol unde să și stea unde a opta. Da, a opta casă dacă are prea puține, da? Dar să o renoveze și cu 7 milioane de euro. Deci vă dați seama, să construiești casa aia, o construiești, eu fiind în domeniul construcțiilor, o construiești unde, cu un lux inimaginabil, cu 2,5 milioane fi, de euro. Mergând pe puterea simbolistică, știți că 8, dacă îl culcăm, ne duce cu gândul la infinit, cumva. Domnul președinte, domnul Pea, știți că românul e hâtru și mai când dă de câte o buturugă de asta mai mare, de câte o căruță din asta mai mare, scuzați-mă, românul hâtru, fiind de buturuga mică, reușește să mai facă și haz de necas ca să vezi și ce să vezi, se poate răsturna
Căruțaia mare. Da, Haideți să vedem cum el un coleg de-al meu de breaslă, Dragoș Pătraru, reușește să facă un pamflet în această direcție. Haideți să-l urmărim preț de câteva zeci de secunde, după care revenim pentru finalul ediției de astăzi a Curierului Politic. Realitatea e că sunteți pământ de flori, domnule premier. Asta e realitatea. Că dispuneți cum vrea mușchiul vostru de nemernici de banul public, fără să aveți în vedere adevăratele priorități. Realitatea e că mințiți de dimineața până noaptea, că umblați cu ascunziși, cum ar spune misoginul ăla infect de Gigi Becali. Realitatea e că ați încălecat cu totul și presa și democrația și... Și când vi se cere socoteală, ridicați ca proștii din numeri. A, nu știu, pe ce nu e treaba mea, e în subordinea lui Vasile, care, nu știu, sta să o sun pe Geta, dar care-i problema, că s-a mai întâmplat și n-a zis nimeni nimic și numai idioți enim. Apropo de presă, ați văzut, Ciolacu ne spune și ce știri vrea el să citească. Așa e, bă, când comanzi tu știrile, te obișnuiești. Domnul Pea, cam adevărat, nu? Adevărat, numai că nu pot să nu observ ipocrizia acestui individ Pătraru, da? Care îl susținea și l-a votat cu 7 mâini, da? Și a susținut tot ce înseamnă progresiv. Adică el e mai spălat pe creier decât mulți alții, da? Sau e o nesimțire totală. Deci, din am să vă rog să încerc să reformulați, ca să păstrăm totuși nivelul discuției acolo unde credeți și dumneavoastră că puteți să dialogați. E foarte simplu. Reformulez atunci. Domnul Dragoș Pătraru reprezintă individul perfect care dă dovadă de o simțire crasă, cum au dat dovadă de o simțire crasă și alți jurnaliști, de exemplu, aseară, la un post de televiziune, care ne certau tot timpul că de ce nu merge să ne vaccinăm, că noi îi omorâm pe ceilalți. Haideți, că alții au ajuns și europarlamentari. Da. Și aseară la același post de televiziune spuneau că sunt deja studii internaționale prin care s-a dovedit clar că mor oamenii pe capete sau se îmbolnăvesc de pericardită. Pentru de, că mai avem doar 10 minute la dispoziție, domnul președinte. Haideți să încercăm să tragem și un fel de concluzie. Ce credeți că așteaptă electoratul de la partidele politice care vor prezenta candidații la alegerile din acest an? Ce? Că sunteți un ascultător fin, am băgat de seamă, aveți surse, resurse, stați mai mult prin teritoriu, pe aici, pe la Pitești, pe la Argeș, nu prea v-am văzut, dar probabil și când veți veni, nu mai plecați după aici. De drag ce o să vă fie. Așteaptă 3 lucruri. Instrumente prin care să deschidem noi posibilități în educație, și aici aș vrea să fac, în sănătate și în securitatea cibernetică. Păi cu alea 7 milioane sau 8 care sunt alocați pentru acea clădire, ce s-ar fi putut face, domnul? Cu acele 7-8 milioane, păi, vă spun în sănătate, de exemplu. În sănătate? E foarte simplu. Cu 7-8 milioane puteam să renovez un spital din București fără să fiu nevoit să bineînțeles, dacă îl făceau corect și cinstit, fără șpăci. Cu o firmă autohtonă sau din afară? Cu firme autohtone, românești, nu impuse de către diverse servicii secrete din țară și din străinătate. Cu 7 milioane de euro puteam să dezvoltăm, puteam să redeschidem, credeți-mă, Institutul Cantacuzino și să... Sincer să fiu, credeam că veți începe cu acest... Da. Să știți că am făcut un studiu la nivelul Partidului Neamul Românesc și, bineînțeles, l-am pus la dispoziția Blocului Suveranist Român, prin care 5 milioane de euro trebuie disponibilizați imediat pentru a renova și a aduce la standarde internaționale toate laboratoarele și toate spațiile Institutului Național Cantacuzino și cu 25 de milioane cumpărăm și punem în funcțiune o linie de producție a celebrului Polidin. Și acum, credeți-mă, am și o vârstă.
când aveam o răceală sau eram bolnav sau ceva, sau înainte de iarnă, făceam câteva injecții cu polidin și nu mai aveam absolut nimic. De-aia se spunea și doamna Hoșie, inventatoarea acestui polidin. Este un imunomodulator. Adică imunomodulează ce? Corpul nostru ca să răspundă corect la diversi factori externi, virusuri, bacterii și așa mai departe. Nimeni, știți că Ceaușescu, prin întreprinderile de comerț exterior, contracta lucrări în multe țări exotice și mergeau mulți români să lucreze acolo, în exploatare de petrol, șosele, autostrăzi și așa mai departe, cum se numeau, rafinării. Și acum nu mai știm să facem o bucată de autostradă. Da, putem să facem, dar nu suntem lăsați. Nu suntem lăsați. Toți acei oameni, când plecau în străinătate, ce făceau? Făceau polidin, pentru că era un imunomodulator. Imuniza și modula corpul ca să răspundă la diversi agenți patogeni întâlniți pe diferite meleaguri. Și atunci, mai știți bine cum au distrus acest institut Cantacuzino? L-au distrus greșind, pentru că acolo la institutul Cantacuzino... Păi și în 89 l-au acuzat unii de genocid. Credeți-mă că s-a dovedit cu subie și predicat de către rechizitorul procurorilor referitor la dosarul Revoluției, prin care sunt acuzați Petre Roman, Ion Iliescu și alții, că nu a fost absolut nicio revoluție, ci a fost o lovitură de stat. Există documentul, vi-l pot pune la dispoziție oricând. Deci, cu 5 milioane de euro aș pregăti spațiile de la Institutul Cantacuzino la un nivel internațional pentru cercetare, dezvoltare și producție și încă 25 de milioane aș aloca imediat de la bugetul de stat și vă garantez, având cum se numește, soluția, marca și absolut tot, aș începe să produc polidin în 6 luni de zile pentru piața internă. Păi și dacă mai aveți, eu știu, nevoie de vreo sugestie, așa, de vreo un sfat din ăsta, din domeniul respectiv al sănătății, poate îl primiți, că știu că este darnic la suflet, de la doctorul Ciuhodaru și cine știe, poate așa, unindu-ne, mai facem ceva în țara asta. Suntem la 5 minute distanță de final. Care credeți, domnul Pea, că e profilul viitorului președinte pe care îl vor vota românii? Până la urmă, astfel încât să nu mai zică peste 5 ani, domnule, din 2 orele a trebuit să alegem pe cea mai mică. Avem o problemă. Românii se uită la televizor și sunt, credeți-mă, am și eu prieteni, rude, cunoștințe, membri de partid. Sunt foarte ușor influențabili, așa cum a spus președintele Klaus Werner Iohannis. Că, adică suntem prea emoționali, suntem emotivi. Da. Cum suntem? Exact. Și după cum toată lumea a observat, care, când a văzut interviul cu generalul Rock, șeful Cyberlink, adică acea structură în subordinea Serviciului Român de Informații, spunea că se poate manipula orice prin intermediul internetului și rețelelor de socializare și ei au această capacitate. Oamenii trebuie să se uite de 10 ori și atunci trebuie să-și pună întrebări. Dacă n-au cu cine să voteze, eu le recomand un singur lucru. Votați cu oricine altcineva, că vor fi zeci de partide pe listele electorale, dar nu votați cu cei care sunt acum în Parlamentul României. Adică nu votați PNL, care este de fapt PDL-ul gangrenat. Nu votați PSD, nu votați USR, azi și dumneavoastră sunt vectorii progresismului. Ei vor să legalizeze drogurile, vor LGBT, vor... Să voteze cum le dictează conștiința, eu așa zic. Eu le spun ca om politic să voteze cu oricine altcineva, dar nu cu partidele care există acum în Parlamentul României. Păi de ce, domnul Pea, vreți să mai ia doar un procent, două? Ăștia da, dar sunt destule partide care pot să intre în Parlament, alte 5-6 partide care nu există acum în Parlamentul României și care pot să facă bine pentru țară. Pentru că acei noi politicieni care vor veni în Parlamentul României nu sunt agățați de nimeni, nici de vest, nici de est. Pentru că acum în Parlamentul României avem un paradox, după cum se vede foarte clar. Unele partide sunt conectate la conducta estică, da? Și unele partide sunt conectate la conducta vestică.
Nu avem și noi, domnul Liviu, dragi mușeleni, dragi argeșeni și dragi români, un partid în Parlamentul României care să fie conectat la ființa neamului românesc. Păi blocul suveranist din care, în care locuiți și dumneavoastră are putere, are, e pregătit cu oameni ca să apară, eu știu, în cartierul ăsta de vile acolo? Asta sigur, sigur avem oameni destui și vin în continuare către noi când au constatat cu stupoare că nici sunt oameni serioși, oameni suveraniști, oameni iubitori de neam și țară, creștini. Că ziceați de memorie scurtă, iertați-mă, aș vrea să vă cer un favor și profit de această ocazie, publică vă cer acest favor, mai spuneți-ne și nouă o dată așa pe fiecare etaj ce partide creează acest bloc, locuiesc în acest bloc suveranist. Este foarte simplu. Începem cu neamul românesc, da? Da, deci din alianța Blocul Suveranist Român face parte partidul Neamul Românesc, condus de subsemnatul Ninel Peia în calitate de președinte, partidul Coaliția pentru Națiune, CPN, condusă de Dan Chitic, domnul avocat, da? Da, de secretarul general Ioan Ciucla, de domnul prim vicepreședinte Alexandru Radu Florescu. Mai avem în această alianță a Blocului Suveranist Român partidul Dreapta Republicană, PDR, condusă de domnul președinte David Sivlu Crescu, de domnul vicepreședinte Bogdan Alexandru Todiriță sau de vicepreședintele Sandu Cutulea, și sunt oameni serioși. La Partidul Neamulesc am uitat să-i nominalizez pe respectabilii generali Nicolae Rotaru, un om de cultură, are peste 130 de cărți publicate. Alții n-au citit în viața lor două cărți. Poate au citit, eu știu, amintiri din copilărie. Sau hai, nu fiți așa de răutăcios, că unii au mai scris câte două cărți când erau la liniște. Da, în program de liniște. Da, pe Șestac. Sau domnul general Constantin Onișor, general de științe militare, profesor universitar și care a avut peste 30.000 de... Deci Neamul Românesc, Coaliția pentru Națiune, Dreapta Republicană, 3. Da, mai avem Partidul Reformator, condus de domnul Tudor Negre și de prim vicepreședintele Dan Iordăchescu, a fost înființat în 2017 și are Partidul Reformator are o propunere foarte interesantă. Definește clar interesul național. Poate în altă emisiune o să vă expun mai multe. Și mai avem partidul Uniunea Populară Social-Creștină, UPSC-ul, condusă de domnul președinte Stelian Sima, un oltean de la Slatina extraordinar, de domnul vicepreședinte Cristian Dragomir, de secretarul general Nicolae Năcioiu. Uniunea Populară Social-Creștină, UPSC-ul, a fost înființat în anul 2007. Deci nu e un partid făcut ieri, cum s-ar spune. Și acest partid, UPSC-ul, este bazat pe principiul subsidiarității. Deci, vedeți, toate aceste partide... Care am ajuns la cifra 5. Până la 8 mai avem încă 3, nu? Nu. V-am zis că sunt 7. 7. Da. Bineînțeles că există și un partid care se numește, la fel ca și Alianța, Blocul Suveranist Român. Deci noi avem o alianță, Blocul Suveranist Român, dar avem un partid care a dat numele acestei alianțe, Blocul Suveranist Român, condus de tânărul Florin Eremia, un inginer constructor care e fenomenal, credeți-mă. Și în final, al șaptelea care este? Și al șaptelea avem o... cum se numește. Nu vreau să, nu l-am spus până acum pentru că vreau să fie o surpriză înainte de alegerile europarlamentare. Acum, să vă, dacă tot ne-ați oferit aceste informații, să vă ofer și eu la schimb informația că în piață se spune că este și aurul locatar al acestui bloc suveranist, că este și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. În acest partid, în acest bloc suveranist? Am avut discuții cu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și domnul președinte Pavelescu, dar încă nu s-au hotărât, s-ar putea să vină la un moment dat. Despre aur vreau să vă spun că a fost întâlnire în anul 2022, când am lansat acest
această construcție politică, Blocul Suveranist Român, a fost o întâlnire la Neptun, la Marul Mării, inclusiv George Simion și Aur au venit, dar ca întotdeauna, având în vedere că noi, Partidul Neamulesc, am avut un protocol cu ei, am constatat că ei nu doresc o asociere, ci ei doresc să fie doar stăpâni. Așa cum au trădat Partidul Neamul Românesc partenerilor de alianță, eu consider se că... Se mai vorbește și de partide gen minuscul, așa, uite, să vă dau repede un exemplu care îmi vine în minte acum, Națiunea Română, de exemplu. Am avut discuții cu domnul președinte Ion Banu, președintele Națiunii Române, și credeți-mă că este un om de onoare, la care de la președinția României în 2019 l-am cunoscut. Ion Banu Mușel. Da, Ion Banu Mușel. Păi da, mai e că plecase domnia sa la PRM. A revenit. Și a revenit, am înțeles. Da, domnul Ion Banu Mușel este încântat de această alianță Blocul Suveranist Român. Și i-am este membru în acest încă bloc suveranist? Încă, sau? Nu, încă nu, dar discutăm, vă dați seama, suntem oameni... Cu cine discutați? Cu dumnealui sau cu celălalt președinte interimar, cu doctorul Vele Claudiu? Cu toți discutăm, fără... Cu toți, cu toți doi. Sigur că da. Am dar înțeles. Eu vă mulțumesc pentru participare, domnul Pea. O secundă, vreau să spun și eu ceva la sfârșit. Vă rog. Măcar... trebuie să înțeleagă oamenii că noi la Blocul Suveranist Român avem câteva principii și valori, printre care credința în Dumnezeu, supremația drepturilor și libertăților cetățenilor, recuperarea României, renașterea României, meritocrația și depolitizarea administrației publice, lustrația și demilitarizarea, desecuritizarea instituțiilor și serviciilor ale vieții publice și, foarte important, răspunderea magistraților și a funcționarilor publici și, nu în ultimul rând, siguranța și apărarea națională. Ăsta este Blocul Suveranist Român. Am înțeles. Să vă dea Dumnezeu gândul cel bun și sinceritatea de care se tot vorbește peste tot ca principale trăsături. A fost alături de noi astăzi Minel Fea, președintele Partidului Neamul Românesc, copreședinte al formațiunii Blocul Suveranist. Până data viitoare să auzim doar de bine, sănătos să fim, la minte, la trup și la suflet. Rămâneți alături de programele Curier TV.